90% ca să femeile să nu facă lucrurile astea, așa, depinde de dânsa. Calm, reținte și dă-i mângâiere și el se ogoiește. Adică vreți să-i singuri provoacă bărbații? Da, de multe ori da. Ei, soțul, cum n-ar și trebuie dacă n-ar ridica mâna, femeia să mai face o leac de cap? Chiar de este violență în familie, nu-și vrea să-și facă familia de pozor. Rabdă întrânsa că iubește și chiar și de vede familia lui, ea spune că, uite, nu vrem să ne dăm de pozor și atât. Acel care ridică mâna asupra altei ființe mai slabe ca el, asta nu poate fi numit bărbat. Bărbații care ridică mâna la femei. Sunt niște lași, sunt niște proști. E singur să ridică. Ce să ridică? Mâna singur să ridică? Mâna. A bărbatul, da? Dar ce să ridică singur? Nu, eu cu am glumă. A fost o glumă asta, pur și simplu, da. Dar Catar, ce părere aveți despre ei? Bărbați care ridică mâna la femei? Nu trebuie de ridicat mâna la femei. Îl pălesc înapoi cum se primește, cum pot îl pălesc înapoi, adică am îndrăzneala asta, dacă în caz de ceva, eu pentru mine am așa îndrăzneala. Dar cine, de exemplu, nu e în stare să apere, să... nu are posibilitatea asta, ce să facă, nu are putere, da. Cred că să adresez autorităților, eu știu, la poliție, cred că, eu știu, ca să o apere, ca să-i facă un proces acolo, ca să, eu știu. Mie n-a să adreseze nicăieri, dacă știi că iubește adevăr, a să ascundă tot. Numai că să-i arăți că îl iubește. Dar bărbatul trebuie el ca să procedeze, să aibă cunoștință în cap, ca să nu lovească, să știe, să păstreze familia. Dar ce să fac femeie? N-are ce faci. Că așa e partea femeiască. Da. Dacă îl dă la poliție, tot ea plătește amenda. Și așa că nici așa și nici așa. Trebuie să găsească un sens comun. Nu, dacă el a ridicat odată mâna, a doua oară iar o ridică. Și a doua șansă cred că nu merită să o aibă. Eu am trăit 55 de ani cu nevastă mea. Și niciodată nu am ridicat mâna. Cum să ridici la femeie mâna? Vreau la bărbații de la mutră, nu la femeie. Eu nu mă ocup, eu cam profesiune. Eu n-am soție și cu aici nu mă ocup.